Bună dimineața! Pacienții cu hepatită cronică B și C au nevoie la fiecare 6 luni de investigații uzuale de sânge plus un marker tumoral. Controlul la acest interval este obligatoriu toată viața, chiar dacă boala e ținută sub control. Iată de ce! Hepatita C beneficiază de mai multe clase de medicamente care vindecă boala. O infecție cu virusul hepatitei C, dacă este activă, dacă găsim ceea ce se numește viremia, deci particule virale în sânge, ea trebuie tratată cu medicamente antivirale și vindecată. Șansa de vindecare se apropie de 100%. Totuși, și cei vindecați au nevoie la 6 luni de analize uzuale de sânge, de markerul tumoral numit alfa-fetoproteină și de o ecografie abdominală. Aceasta înseamnă prevenție, de fapt, împotriva cancerului de ficat. Pentru hepatita B nu există tratament care vindecă boala, dar medicamentele o opresc astfel încât să nu apară ciroza hepatică și reduc riscul cancerului de ficat. De asemenea, și această boală se evaluează la fiecare 6 luni prin analize uzuale, teste specifice de sânge și ecografie abdominală. Pentru hepatita B există vaccin, este recomandat fiecărui adult. Medicii de familie ar trebui să-și testeze adulții și cei care nu au virus, dar nici imunitate, ar trebui să li se recomande vaccinarea. Din 1995, în România, vaccinarea împotriva hepatitei B se face din maternitate. Este printre puținele țări din lume în care se face vaccinul hepatita B la naștere, pentru că un număr foarte mare de mame nasc fără să se fi dus vreodată la doctor și pot fi purtătoare de antigen HBS care dă hepatită. În majoritatea țărilor, vaccinarea antihepatitică se face la 2 luni, 4 luni, 6 luni. Când vă faceți testele uzuale de sânge, testați-vă și pentru virusurile hepatice B și C. Infecțiile nu dau simptome. Atât pentru astăzi, vă aștept și mâine cu informații din sănătate explicate pe larg. Ne găsiți și pe știrileprotv.ro. La revedere!